Vrei jocuri șmechere și ieftine? Intră acum pe G2A, link în descriere. Fraților, bine v-am găsit la un nou episod din noastră de FIFA 18, cariera lui Bercea, cu Bercea Nuț aici. Și astăzi debutăm la Națională, primul nostru meci. Sper să reușim să marcăm, jucăm împotriva Belgiei, o echipă foarte puternică. Sper să reușim să marcăm. Vreau înainte să începem acest episod să apăsați și voi butonul like, să strângem foarte multe like-uri, aș aprecia enorm. Și vă mulțumesc foarte mult pentru numărul de like-uri strâns la episodul de data trecută. Am strâns foarte multe like-uri. Haideți să-i dăm drumul și să jucăm. Ia să vedem, jucăm în kitul ăsta. Bă, dar de ce se vede așa în ceață? Că mi se pare că se vede în ceață. Da, mă rog. Play controlling team. Ok, haideți să vedem. Este un meci amical, ce este drept. Ia uitați-l pe Company, pe Fellaini, îl văd acolo. Deci este un meci tare greu. Ăsta e selecționul nostru, cred că. Manea, Niță în poartă. Bă, ești nebun la cap. Ia să ascultăm și noi imnul României, vreau să-l aud. Sper să nu înceapă cu belgenii. A început cu ăștia. A, dar stai, bă, că am oprit muzica, ce prost sunt. Haideți să vedem primul nostru meci în tricoul naționalei. Debutăm la națională. Bă, eu zic că este destul de bine pentru că totuși nu suntem un jucător așa de bun și totuși am fost selecționat la națională. Și gol! Gol! Am dat gol. Primul nostru gol. Băi, ești nebun! Ce pasă bună! Care a fost acum pasa? Nici nu știu, dar mă rog. Bă, ce pasă bună! Și l-am făcut pe Company, ești nebun la cap. Mișto de tot, dar ăștia vedeți pe ce mă poartă, că nu-i Courtois în poartă. Frumos, am tras că am slăbus, dar norocul meu că a fost portarul vreo. Și avem 1-0. Bercea Nuț marchează cu numărul 7, marchează în minutul 7. Începem cu o notă foarte bună. Deja meciul, eu zic că e numai bine. Ce pasă bună aici dau la Budescu și Budescu din nou pasă bună către mine. A, m-a făcut Company, n-ai ce se face, e Company totuși. Mertens. Ia să vedem. Nicei ce drept, auleu, ce fault. Nicei nu joacă cu cea mai bună formație a lor, dar totuși e Belgia. L-am dirblat și pe ăsta. O, și ce bine intru aici. Ce am ratat. Good shot. Ok. Ce au făcut ăștia, mă, aici? Și-au ocazie bună fraierii cu Benteke. Căcatul ăsta, da, așa, au dat gol, 1-1. Cine ăsta, mă? Intru bine aici în careu, dar din păcate sunt cam prost. Și ce recuperare era acolo să facă prostul ăsta, dar n-a vrut el. Hopa, grozav. Și un șut, ăsta nu știu cine este, dar mă rog, a făcut. Bă, văd că am primit foarte multe ăștia acum. Man, ok, Budescu, din nou Budescu către mine. Aoleu, cu stângul meu care e de plastic. Și este pauza, fraților, 1-1 cu Naționala Belgiei. Bă, eu zic că eu stau bun la pauză și gol marcat de mine. Bă, că am început să marcăm goluri. Ia să vedem dacă totuși reușim să mai marcăm un gol. Ar fi genial, o dublă la debut. Mertens și gol. Am întors meciul, 2-1. E greu, e o echipă foarte bună. Eu nu prea. Deci ar trebui să ne concentrăm să mai dăm un gol măcar. Și gol! Dublă! Dublă! Ce gol mișto! Ia uitați-vă și voi aici cum vine Bercea. Avem două goluri deja. Poate mai marcăm unul. Ar fi culmea, primul nostru hat-trick din carieră să fie în tricoul național și la debut. Ar fi, hai de mine, istorie. Hai de mine cum a venit fraierul și a putea să iasă o fază foarte periculoasă acolo. Benteke acum. Iau bine, hai. Hai.
N-am cu cine aici, nu prea ies ăștia mei la joc. Hai. A. Am încercat, vreau să dau și un hat-trick. Vreau să dau hat-trick ăsta. Nu cred, bară! Mamă, ce eram aproape să dau al treilea gol. Hai, săr la cap, săr la cap. Nu, nu! Ha, bine. Hai, Niță. Niță, hai. Man! Du-te, man. Dă-o la mine, că mă descurc eu. A, da. Hai, măcar să batem, nu cred. Grozav și este corner. Băi, nu cred, frate, ce noroc. A, ce să ieși, măi, nu. Da, 2-2, cred că o să termine meciul. Sau poate... mai dăm acum un atac. Ce să te faci, mă, cu Benteke ăla, care e animal. Da, 2-2, două goluri eu. Și nu știu cine a mai marcat la ei. Uf, un meci greu. Dar am reușit să facem impresie, zic eu, foarte bună. Avem OVR 69. Ia să vedem. Restul nu interesează ce au făcut. Poate încă nu s-au terminat calificările la campionatul mondial și o să facem niște calificări. Ok. Băi, eu zic că ne-am descurcat foarte bine. Haide să băgăm repede și un antrenament. Aici să mai creștem. Nu le avem încă deblocate pe toate, dar mă rog. Mai avem pe defending, hard. Dăm pe toate hard. Să bage Berce acolo. Hai. Bă, și mi-a crescut OVR-ul. Puțin. A, suntem aproape de 70. E primul sezon, e mai greu, că după aceea totul vine la sine. Și jucăm, uitați că începe antrenorul și ne și bagă. Haideți să jucăm și următorul meci. Îl avem cu Reading. Sau de fapt, ia ce meci urmă avem pe aici. Oricum, na, campionatul ăsta e mai slăbus, dar vreau să promovăm, de-aia, vreau să promovăm. Pe ce loc suntem? Suntem pe locul 3. Deci avem nevoie neapărat de victorie. Suntem pe locul 3 și vreau neapărat să câștigăm, să fim mai aproape de Premier League. Dă-i, Bercică. Începem meciul. Jucăm acasă. Publicul este de partea noastră. Ia să vedem, ăștia au un atac bun aici și... O luăm sau nu o luăm? Corner. Am scăpat, să zicem așa. Haideți. Hai, băieții mei, hai. Tare aici pe careu. Du-te, Bercea, du-te acolo la el. O, bine. A, da, mă... Sunt slăbuți încă. Și au ăștia din nou ocazie bună. Hai de mine. Hai de aici aproape. Oh, și ce pasă bună aici. Corner. Obțin un corner măcar. Aia, n-am cum să dau cu capul de acolo. Ia să vedem. A, offside. Da, asta e onside. M-am mai și penalizat, a fost offside, băgam. Ce am ratat? Nu știu, uneori eu mă concentrez așa de tare încât uit să mai și vorbesc. Mai intră bine în careu, fraierul. Da, am portar, nu mi-e frică. Asta e un meci greu totuși, văd că e un meci greu cu ăștia de la Reading. Bună. Bercică întoarce bine aici. Da, sunt fraierii ăștia, mă, ce mă enervează. Hai din nou. Sais. N-am unde să dau. Deci uitați-vă și voi că n-am unde să dau. Da, și este pauză. 0 la 0. Nu prea am avut noi vreo ocazie mare, doar un șut, dar... Asta este. Să sperăm că o să facem bine în repriza cea de-a doua. A, ăștia o fază periculoasă. Din nou. Nu dă cu capul, nu dă cu capul. E bine, hai. Plecăm pe contraatac. Nu, nu l-am întors bine deloc. Și au din nou fază periculoasă. Da, bă, deci nu scap de pericol. Da, așa, am scris. Ce gol norocos au dat Milogi, bă.
Ia să vedem acum o fază foarte ofensivă. Și nu e gol. Nu e gol. Pai de mine. Da, și m-a dat afară Milogu. Bă, dă-te că nici nu vine să mă mai joc. Hai să bag corderul ăsta, poate dau gol și vă ajut. Ia să vedem. Hai că acum nu mai caut pe mine. Oaleleu, ce șut berberin am văzut ceva în viața mea. Ia mai ați-vă dreacu, asta este, eu mi-am făcut treaba. Nasol. Nasol de tot, pentru că, după cum vedeți, am scăzut în campionat și avem nevoie de victorii. Dar eu zic că o să promovăm, dar care locuri promovează, că nici nu știu. Cred că ăștia primele două sau nu știu, mă rog. Fraților, cam atât cu acest episod. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like și noi desigur ne vedem data viitoare. Pa, pa!